O să fac o paranteză și o să spun despre un prieten de-al meu. Am avut o discuție cu unul dintre ei și umbla vorba că dacă faci, știi că există ceea ce se numește asana jaya. Dacă vrei să devii master la o asana, trebuie să o practici timp de 4 ore pe nemișcate. Evident că nu vorbim de trikonasana sau de știu eu ce altă postură de forță, ci vorbim de posturi de meditație, știi? Deci dacă tu poți să menții asana aia timp de 4 ore și jumătate, 4 ore. Se întâmplă ce? 4 ore. Se întâmplă ce? 4 ore. Aia este asana jaya. Așa o definește Swami Sivananda. Ei, și la un moment dat, știi că există un guru, Maharshi Kartikeya, despre care umbla vorba că a trăit undeva la 352 de ani și care făcea în fiecare zi câte o oră, între o oră și 4 ore de Paschimottanasana, postura cleșterii. Și vorbeam cu un amic de-al meu care a cunoscut un tip, nu făcea el, ci a cunoscut un tip care făcea Paschimottanasana 4 ore. Iar eu eram, știi, exact cum suntem noi acum. Și, deci eu eram, zi, mamă, atinsă la samadhi. Nu știu ce, știi, și la care tipul foarte care zice, și. La final s-a ridicat și a plecat. Asta mi-a gândește de bancul ăla cu, știi, că era pe moarte și era discipul în jurul lui. Și acum, cu ultima răsuflare, spune-ne, nu pleca fără să ne spui adevărul și viața și care e secretul și ce putem să facem să reușim în viață, să fie totul perfect. La care Buddha zice, faceți și voi ce puteți. Faceți ce puteți. Tot ce puteți. Da. Nu să faci mai mult decât ceea ce poți.